schimbare, nu? A revenit pe stadionul din Mioveni, dublă schimbare. Claudiu Niculescu îi va trimite pe teren pe Georgian Honciu și Daniel Iancu. Eram convins că Niculescu va opera schimbări la pauză. A spus o atmosferă plăcută. S-a aprins și nocturn aici pe stadionul din Mioveni. Și un rezultat bun pentru Chindia la pauză. Conduce cu 2-0 după reușitele lui Cristian Cherchez și Dani Popa. Georgian Honciu pus într-o postură inedită, aceea de a evolua contra fostei sale echipe. Așadar, Honciu intră în locul lui Mazilu. Iar Iancu îl înlocuiește pe numărul 17. Nu, numărul 17, intră nu cu numărul 13. Nilă. Așadar, două schimbări la pauză. Chindia, reamintesc că evoluează astăzi în roșu cu albastru, CS Mioveni în galben cu albastru. Nicu Culeitor, evident că este mulțumit de jocul echipei și nu a schimbat nimic. Așadar, Gârlea în poartă, Martachis, Paz, Vătavu, Cornel Dinu, Voina, Cruceru, Anton, Gabi, Stoica, Chercheș și Dani Popa de partea Chindiei. Cruceru spre Dani Popa. Cornel Dinu, Gabi Stoica. Se bate bine Gabi Stoica și obține aici un foul. Anton, capitanul Chindiei în absența lui Dragoș Pătru. O decizie înțeleaptă a staffului tehnic. Martac spre Dani Popa. Data aceasta respinge de lângă el Bogdan Stoica. Foarte ușor depășit de Dani Popa la golul 2 al Chindiei. Cherchez spre Dani Popa. Cristi Cherchez, șut peste poartă. A avut o poziție bună acolo Cristi Cherchez. Din păcate, finalizarea nu a fost foarte inspirată. Iată, s-a accidentat acolo Denis Ispas într-un contact cu echipierul său Gabi Stoica. Cred că și el va trebui să primească îngrijiri medicale. Dar Denis Ispas este un luptător. Negoiță. Bogdan Stoica. Marinescu. Cători experimentați la CS Mioveni. Tocmai de aceea rezultatul trebuie cântărit cu și mai mare greutate. Chindia, Cristi Cherchez, foarte bine servit de Cruceru. Cherchez este 3-0! 3-0 pentru Chindia Târgoviște, knockout! Knockout Mioveni, foarte bine servit de Cruceru. Cristi Cherchez, iată, umilește Mioveniul. Și la colțul scurt, o centrare, o pasă lungă trimisă de Cruceru spre Cristi Cherchez pe o servă greșită a lui Bogdan Stoica. Iată, 48 este minutul, așadar Cruceru pasă lungă spre Cristi Cherchez. Acesta a preluat frumos și a așezat șutul și a trimis fără probleme la colțul scurt. Scor de neprezentare aici la Mioveni, spectatorii sunt nemulțumiți și solicită deja demisia lui
Claudiu Niculescu, incredibil, poate de aceea este și frumos fotbalul Chindia, după ce pierde la Universitatea Cluj acasă și pierde la Păulești în Prahova la Liga 4, iată că distruge practic CS Mioveni, una din favoritele la promovarea în Liga 1, 3-0 pentru Chindia, dublă Cristi Cherchez. Sunt uluiți spectatorii, peste 1000 de oameni în acest moment pe stadionul din Mioveni. Am spus, Chindia părea mulțumită și cu o remiză aici la Mioveni. Acum conduce cu 3-0 când este minutul 50. Un rezultat șocant, dar un rezultat luminos pentru Chindia. Cristi Cherchez, cel mai bun om de pe teren, a marcat de două ori, a mai avut și alte șanse de a înscrie. Incomodat acolo Dani Popa, arbitrul lasă jocul să continue. A fost o greșeală mare acolo. Negoiță a trimis greșit, Crucero a recuperat, l-a lansat pe Cristi Cherchez, a văzut acolo liber un culoar. Și Chindia este în avantaj de 3 goluri, incredibil, doar adevărat și foarte frumos. Da, aici Vătavu l-a faultat pe Buhăescu. Ar fi o victorie imensă pentru Chindia Târgoviște. În condițiile în care, v-am spus, a pornit greu, foarte greu. Cred că Georgian Honciu va executa. O face și nu o face rău, respinge portarul Gârlea. Minutul 51, șutul lui Georgian Honciu din lovitură liberă este respins de Gârlea, dar crește presiunea gazdelor. Încă un corner pentru Mioveni, al șaptelea. Chindia nu a avut niciunul până acum. Corner pentru gazde. Oh, Gârlea iese greșit. Gârlea este greșit, minutul 52. Marchează numărul 5, Negoiță, pe o centrare a noului intrat Iancu. Da, ezitarea lui Gârlea. La 3. Iată, în minutul 53 deja al acestei partide, a fost un corner bătut bine de către Iancu. Să sperăm că acest gol nu va demoraliza echipa noastră. Gârlea s-a pierdut ușor cu fiere acolo, se vede că totuși nu este foarte experimentat. A marcat destul de repede echipa din Mioveni după ce Cristi Cherchez reușise golul de 3-0. Cherchez
exagerează aici cu driblingurile. Parcă o altă echipă a celor de la Mioveni după golul 3 primit. Ne uităm tot mai des la cronometru. 9 minute trecute din această repriză a doua, dar mergi frumos aici la Mioveni, un meci superb. Într-o atmosferă superbă. Este o plăcere. Este o plăcere să transmiți un asemenea meci și chiar să-l urmărești. Cât înseamnă un stadion de calitate dotat cu nocturnă. Martac va repune spre Cruceru. Cruceru încearcă o acțiune personală. Am spus că ar trebui mai mult curaj acestui copil pentru că are calități. E clar că are calități. Judecat sever după meciul cu Universitatea Cluj, iată Cruceru astăzi are o evoluție cu mult superioară. A fost chiar unul dintre cei mai buni oameni ai Chindiei până în acest moment. Multe mingi pe Dani Popa. Chindia nu mai ține de minge la mijlocul terenului. Acolo că am pierdut bătălia. Și asta nu este bine. Denis Ispas nu se complică. Trimite în afara terenului de joc. Ușor totuși a punctat de acolo Negoiță. Până la urmă un fundaș central. Buhăescu trimite greșit. Trebuie să scăpăm de această presiune, de aceste momente de dominare a gazdelor. Iată cât de mult coboară Cristi Cherchez. Chindia nu mai ține de minge. Se lasă dominată și asta nu este bine. Foarte bine protejează Denis Ispas. Destul de gălăgioasă și de activă micuța galeria Chindiei. La bustul gol, fanii veniți de la Târgoviște. Dani Popa prelungește cu capul spre Cruceru. Dispus la efort acest Cruceru. Vă spun, mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult de Antonio Cruceru în această partidă. Gabi Stoica s-a mai stins puțin. Până la urmă, sunt niște copii. Anul trecut evoluau la nivel de juniori, acum iată o fac aici la Mioveni în Liga a doua și nu o fac deloc rău. 57 este minutul, Chindia continuă să conducă cu 3-1 pe CS Mioveni. Dar să știți că nu va fi ușor. Claudiu Niculescu a schimbat și se văd deja efectele acestor schimbări. Georgian Honciu a văzut, a avut o lovitură liberă periculoasă, apoi Iancu a centrat la golul lui Negoiță. Mioveni stă mai rău pe apărare, greșește foarte mult acolo, greșesc teribil fundașii centrari, nu a reușit să speculeze aici Chindia. Acuză o accidentare Cruceru, v-am spus, a alergat mult acest copil. Până la urmă, așteptam o reacție de fotbalist din partea lui Cruceru. Așteptăm și de la Reniță, sunt jucătorii veniți de la Viitorul Constanța și acolo nu prea rezistă oricine. Într-adevăr, Hagi nu i-a păstrat în prima echipă, ca până la urmă Viitorul Constanța este una dintre forțele Ligii 1, nu i-a păstrat în prima echipă, dar era de așteptat că totuși știu ceva fotbal, de vreme ce au rezistat la Academia lui Gică Hagi.
Chindia a cedat în acest moment mijlocul terenului, se apără, să sperăm că va rezista până la final. Ar fi păcat să nu câștige acest meci după ce a condus cu 3-0. O centrare respinge de acolo cu emoții, dar respinge Denis Ispas. Foarte periculos acest Daniel Iancu, vine cu centrări bune din bandă, cel introdus la pauză de Claudiu Niculescu. Toriște spre Daniel Iancu. Centrare blocată de Cornel Dinu. Botavu stă bine acolo în duelul cu Buhăescu. Mai este o jumătate de oră din acest meci plus prelungirile de rigoare. Chindia conduce cu 3-1 la Mioveni după dubla lui Cristi Chercheș și reușita lui Dani Popa pentru gazde, a redus din handicap Negoiță. Bogdan Stoica. Eduard Stoica spre Buhăescu. E bine, e bine că s-a mai domolit furia ofensivă a gazdelor. Oricum, o altă față a Chindiei față de evoluțiile inițiale. Echipa nu era, are potențial, s-a văzut astăzi. Tocmai de aceea nu înțelegem eșecurile de la Poule și cu Universitatea Cluj. Pentru că CS Mioveni, chiar dacă este condus astăzi cu 3-1, vă asigur că e o echipă mult mai puternică decât Universitatea Cluj și o să vedeți pe parcursul campionatului. Daniel Iancu. Toriște. Centrare, din nou respinge Vătavul. Gusti Voina. Dani Popa a făcut ce a vrut practic în acest meci. Dani Popa capă singur. Oh, ce ratare, ce ratare. Minutul 61, s-a grăbit Dani Popa, a trecut ușor de Bogdan Stoica, a rămas singur și a trimis în forță. S-a grăbit la 4-1, cred că meciul era închis. Oricum Bogdan Stoica, n-aș vrea să deranjez pe nimeni, dar nu a arătat astăzi la fundaj de Liga 2. Foarte modest, minutul 61 a fost, iată, o ocazie imensă. Bogdan Stoica a greșit acolo, i-a luat fața Dani Popa, care a trimis dintr-o poziție bună peste poarta lui Octavian Popescu. Dani ar fi trebuit... a avut spațiu să continue faza, să-și așeze mai bine mingea. Bogdan Stoica. Gârlea. Precis îi trimite lui Gabi Stoica. A cam obosit Gabi Stoica. Risipă de efort și pentru el. E o pâine de mâncat, mă scuzați, pe zona centrală a defensivei argeșene. Practic de acolo s-au născut fazele care au adus golurile Chindiei. Bogdan Stoica și Negoiță foarte modești, foarte modești pe apărare, iar asta nu poate decât să ne bucure. Să sperăm că vor mai face greșeli și că vom mai vedea goluri în poarta lui Octavian Popescu. Vătavo, Honciu, Iancu, centrare în spatele porții. 63 este minutul. CS Mioveni, Chindia Târgoviște, 1-3, dar Dani Popa a irosit o șansă imensă. Chindia putea urca scorul la 4-1 și cred că meciul s-ar fi terminat aici. Gârlea. Negoiță sare mai bine decât Gabi Stoica.
Octavian Popescu, direct la Buhăescu. Tatonează bine acolo Denis Ispas. Aiz a ieșit din joc complet. Se consideră infracțiune aici a lui Crucero asupra lui Aiza. Honciu va executa și această fază fixă. Un oraș destul de prosper, Mioveni. Honciu, centrare! Oh! Reușește să respingă în ultimul moment Victor Gârlea, iată minutul 65, lovitură liberă a lui Georgian Honciu, executată periculos cu pământul, dar Victor Gârlea are inspirația de a împinge mingea în corner. Cosmin Anton spun suporterii că s-a ajutat de mână, așa a fost, dar nu a făcut-o în mod intenționat, așa că nu se impune acordarea unei lovituri de pedeapsă. A spus un oraș destul de prosper, Mioveni arată bine, este luminat, observă cât de frumos se vede biserica de aici, ce frumos este luminată. Cunoașteți că aici își desfășoară activitatea cei de la Dacia Renault. Respinge Marin Vătavu, Dani Popa, anticipat aici de data aceasta de Bogdan Stoica. Gabi Stoica, Gusti Voinea, nu este foarte atent și îi pune pe atac pe jucătorii de la Mioveni. Iza. Aiza, să sperăm că nu va trece de martac, șut la colțul scurt, blochează Gârlea, minutul 66, șutul lui Aiza la colțul scurt, ați văzut, a fost blocat de Victor Gârlea, este 10-0 raportul cornerelor în acest moment pentru Mioveni. Victor Gârlea a avut două intervenții bune în ultimele minute. A trecut o jumătate și din această repriză secundă. Centrare! A fost o lovitură de cap a numărului 6, Răuță, reținută de Victor Gârlea, a scăpat din marcaj Răuță. Scăpat din marcaj și Răuță aici putea să înscrie. Crucerul este foarte nervos. Consideră că prea ușor s-a acordat faul și de această dată. Poate că are dreptate. Încă o schimbare la Mioveni. Minutul 68. Iese Bogdan Stoica și intră Năstăsie. Cel mai slab de pe teren acest Bogdan Stoica. Claudiu Niculescu practic forțează în acest moment cu încă un atacant, a scos un fundaș central. Răuță și un inspirat al lui Iancu. E bine așa. Minutele trec, 69 este în acest moment, Chindia conduce cu 3-1 la Mioveni.
Golul Cristian Cherchez, minutele 12 și 48. Dani Popa, minutul 42. Pentru gazde a punctat în minutul 55 Negoiță. Iancu. Bogdan Stoica. Centrează, iese Gârlea ceva mai bine data aceasta. Năstăsie. Iancu. Răuță. Răuță centrează, multe centrări spre Aiza, respinge Martac. O evoluție bună și a lui Martac astăzi, i-a făcut față acolo în flanc lui Aiza, dar curge centrările de pe flancul drept, de pe partea lui Cornel Dinu și Gabi Stoica. Cristi Cherchez spre Dani Popa. Nu mai este gaferul Bogdan Stoica acolo. Toriște. Trimite spre Buhăescu. Se spate. Iată aici e pus pe contraatac Cristi Cherchez. Superioritate pentru Chindia în aceste momente, dar ezită acolo la o minge Cosmin Anton și se încurcă cu Dani Popa. Gabi Stoica trimite greșit, nu prea mai poate Gabi Stoica, poate că ar trebui schimbat în perioada următoare. Denis Ispas a încercat să iasă cu mingea la picior, a scăpat în afara terenului, dar oricum un joc bun și pentru el. S-a zbătut mult, s-a bătut acolo cu atacanții de la Mioveni. Cosmin Anton respinge până la Cristi Cherchez, aceste contraatacuri nepriesc. Crucerul depășit de Aiza, nu se acordă nimic. Am spus, Chindia nu mai are forță ofensivă. Preferă să apere și să lovească pe contraatac. Presiune clară și o dominare a gazdelor. Cornel Dinu nu-l anticipează acolo pe Năstăsie, dar până la urmă face față și acestei faze apărarea noastră. Minutul 72 al acestei partide. Este 3-1 pentru Chindia. Cornel Dinu cred că a suferit o întindere acolo. A încercat să ajungă și a minge. Prea avem foarte multe soluții nici pe zona stângă a apărării, pe banca de rezerve. Nici o schimbare nu a operat Nicu Croitoru până în acest minut. Claudiu Niculescu le-a făcut pe toate. Forțat de împrejurări, de rezultatul nefavorabil. Dani Popa insistă, dar este izolat, este prea singur acolo. Este singur acolo. Chindia trebuie să reziste, nu mai este mult din această partidă pe care merită să o câștige. Cel puțin după cum au decurs ostilitățile până în acest moment. Gusti Voinea încearcă să respingă. Denis Ispas vine bine. V-am spus, o evoluție în creștere a lui Denis Ispas. Cruceru, Cristi Cherchez. A pierdut ușor Cristi această minge. Năstăsie, spații din nou aici în flancul stâng. Șut, respinge încă o dată Victor Gârlea. Bravo, Victor, minutul 73. A fost șutul lui Iancu, blocat de Gârlea.
absentează de acolo Cornel Dinu, care a acuzat o accidentare și este bulevard în acea zonă. A fost un șut bun al lui Iancu, rămas nepermis de singur la colțul scurt, a blocat Gârlea. În minutul 72 am notat acel șut. Încă o centrare. Foarte multe centrări, zeci de centrări peste careul lui Gârlea. Aiza a coborât mult să recupereze, sunt foarte nervoși jucătorii lui Claudiu Niculescu, să rămână la fel. Martac respinge doar până la Aiza, șutul lui Aiza pe lângă poartă. 75 a fost minutul. Aiza a trimis pe lângă poarta lui Gârlea. Când avem prima schimbare și la Chindia Târgoviște, a ieșit Cornel Dinu și a intrat Liviu Mihai. A văzut un șut foarte periculos al lui Aiza. Din fericire pentru noi a trecut pe lângă poarta lui Gârlea. Gabi Stoica a fost retras fundaș stânga, Livi Mihai mijlocaș de bandă stângă. Nu ar mai fi mult, un sfert de oră din acest meci. Chindia are un avantaj de 2 goluri. Iară se acordă fault aici, dar Crucieru s-a bătut acolo ca un gladiator. Aiza. Centrarea lui Aiza respinge foarte bine Gabi Stoica. Bravo, copile! Bravo, copile! Cu prețul unei accidentări. Ar fi culmea să pierdem, iată, încă un fotbalist de bandă stângă. Încă un corner respinge Gusti Voinea. Aiza a ajuns, iată, în flancul drept, spre Buhăescu, dar Vătavu se complică, trimită spre Gârlea, neinspirat, și este un nou corner pentru Mioveni. Eduard Stoica va executa și această lovitură de colț, am spus, presiune tot mai mare la poarta lui Victor Gârlea. Centrare, resping de acolo jucătorii noștri, Liviu Mihai, Crucieru, eroic, eroic se apără Chindia în aceste momente. 12-0 raportul cornerelor în favoarea celor de la Mioveni, 1-3 cel al golurilor. Martac respinge până la Cristi Cherchez. Aiza este primul la minge, șut blocat. 13-0 la cornere pentru Mioveni. Dar minutele trec în favoarea Chindiei. Respinge Cosmin Anton până la Gusti Voinea. Buhăescu trimite pe zona și în brațele lui Victor Gârlea. Când am intrat în minutul 79, Chindia continuă să mențină un avans de 2 goluri. Pregătește o nouă schimbare. Nicu Croitor, este vorba de Bogdan Vasile, un fotbalist adus de la
Viitorul Constanța împrumutat sezonul trecut la CS Voluntari. O centrare, îl scapă acolo din marcaj, Vătavu! Vătavu l-a scăpat din marcaj acolo, cred că este pe Năstăsie. Șutul acesta noroc a fost deviat în corner. Ocazie mare. Ocazie mare a celor de la Mioveni. Da, Năstăsie a fost cel care putea să marcheze la această fază. 70. Penalti, din păcate. Penalti la această fază, minutul 80. Penalti la această fază și Năstăsie va executa. Victor Gârlea a împins un adversar și minutul 80, Năstăsie va executa această lovitură de la 11 metri. Ce meci dramatic, ce tensiune aici la Mioveni. Hai, Victor! Ah, nu este. Nu este cum am fi vrut noi. Este gol. Minutul 80. 2-3. Iată, Năstăsie reduce din diferență. Un penalti comis de Victor Gârlea. Și Năstăsie punctează. Schimbare la Chindia Târgoviște, este Gusti Voinea, minutul 81 deja, intră Bogdan Vasile. Năstăsie marchează din penalti pentru gol. După un foul comis de Bogdan. Încă un gol, încă un gol mare, Chindia avans în această partidă. Oricum, un meci superb. Un meci superb, una peste alta, indiferent de rezultat, dar ar fi păcat că echipa noastră să nu plece cu toate punctele de la Mioveni. Emoții mari, emoții mari pe acest final de meci la Mioveni. Chindia continuă să aibă avantaj, 3-2, după ce a condus chiar și cu 3-0, dar important este să plece victorioasă de aici, de la Mioveni. Am spus că această echipă din Mioveni nu este una rea deloc. Cristi Chercheză, șut la colțul scurt, reține portarul Octavian Popescu în minutul 82 al acestei partide. Martac, Precrucero. Oh, greșește Vasile. Buhăiescu. Buhăiescu, Buhăiescu. Șuuu! Ce ocazie! Minutul 83, Buhăiescu este aproape de egalare. A trimis la colțul lung, dar pe lângă poarta lui Victor Gârlea. Ar fi păcat, ar fi păcat că echipa noastră să nu câștige astăzi aici, după ce a condus cu 3-0, trebuie să recunoaștem că CS Mioveni a avut și are o reacție puternică în aceste momente spre Aiza. Presiune mare la poarta lui Victor Gârlea. Minutul 84 deja, 2-3 CS Mioveni, Chindia Târgoviște.
Au revenit gazele după reușitele lui Negoiță în minutul 55 și Năstăsie minutul 80 din penalti. Pentru Chindia au marcat Cristi Cherchez 12 și 48 și Dani Popa 42. Aiza și s-a trezit și el odată cu echipa din Mioveni. Martac ar trebui să fie atent pentru că mai are un cartonaș galben. Negoiță, avem viață grea pe acest final de partidă. Foarte bine Martac, Crucieru, nu trebuia să piardă ușor acolo și e bine că mai câștigăm nu un faul cât și timp. Pentru că minutele trec în favoarea noastră, iar jucătorii de la Mioveni sunt tot mai nervoși, la fel și spectatorii. Chindia este foarte aproape de un rezultat mare. O să vedeți, puține echipe sunt capabile să câștige aici la Mioveni. În schimb, Chindia este foarte aproape. Vasile greșește, Honciu, Iancu, trebuie să recunoaștem că a mutat inspirat Claudiu Niculescu la pauză și în repriza secundă. Iancu, Eduard Stoica, Aiza, hai Marine, foarte bine respinge Cristi Cherchez, îl lansează pe Dani Popa care prinde această minge și are culoar bun, Dani Popa pătrundere, Dani Popa este, nu este gol, incredibilă ratare a Chindiei, Dani Popa mai ratează o dată. Minutul 86, Dani Popa este aproape de a aplica lovitura de grație celor de la Mioveni. Cristi Cherchez acuză și el acolo, cred, crampe musculare, da? Dani Popa a avut două șanse imense de a închide meciul în această repriză secundă. Reținem la 3-1, acum la 3-2. Ce meci frumos! Ce spectacol avem aici la Mioveni într-o seară plăcută de început de toamnă. Este altceva la Liga a doua, este un alt nivel, sunt alte pretenții și spectacolul fotbalistic este altul. Toriște, Răuță, Honciu, Buhăescu, Năstăsie, mă scuzați, spre Iancu, foarte bine, foarte bine intervine acolo Gabi Stoica, chiar și cu prețul unei accidentări. Ba nu, noi mai avem dreptul la o schimbare, Parghel, Vlăduț Parghel, va intra pe acest final de meci, probabil în locul lui Gabi Stoica. Sunt nervoși cei de la Mioveni, spectatorii. Consideră că jucătorii târgovișteni exagerează cu aceste momente. Eu nu cred, ați văzut în momentul în care Cornel Dinu a fost accidentat, a fost mari probleme. Ultima schimbare și în tabăra Chindiei, minutul 88. Cristi Cherchez este înlocuit cu Vlăduț Parghel. Un meci foarte bun făcut de Cristi Cherchez astăzi.
Parghel foarte bine se insinuează acolo, trimite spre Crucero. Dani Popa, Liviu Mihai spre Crucero. Imens, imens a alergat astăzi Antonio Crucero. Bine au jucat jucătorii noștri under 19, Toni Crucero și Gabi Stoica, cu un plus totuși pentru fotbalistul adus de la Hagi, care a și reușit o pasă decisivă. Liviu Mihai, Liviu Mihai, șut bun al lui Liviu Mihai, dar Octavian Popescu este pe fază, minutul 89. Chindia, e bine, e bine că rămâne în posesie și ține mingea de poarta lui Victor Gârlea. Foarte bine a intrat în meci și Liviu Mihai. Vasile, Liviu Mihai, Anton, nu mai au capacități fizice nici gazdele, nu mai pot să pun atât de mari probleme pe pressing. Dovadă că atacurile lor se bazează pe aceste mingi lungi. Hai, Chindia, nu mai e mult, nu mai e mult, băieți. Anton. Crucierul încă o dată anticipează bine. A alunecat. Partida va fi prelungită cu 5 minute. A fost și ceva accidentări și schimbări. Vătavă ar trebui să fie mai atent. Iese Gârlea și se consideră fault în atac. Marin Vătavu, un meci bun și de partea lui. Mici ezitări, dar una peste alta astăzi și-a făcut treaba. Lasă impresia că s-au resemnat cei de la Mioveni cu înfrângerea astăzi, au punctat de două ori, au încercat să revină, însă Chindia a pus trei goluri între ea și între ea după 48 de minute. Respinge Denis Ispas și câștigă un fault. Chindia este foarte aproape de prima victorie de la revenirea în Liga a doua. După eșecul cu Universitatea Cluj, iată echipa târgovișteană, lăsând astăzi o impresie frumoasă în la Mioveni. Respiră ușurat și Nicu Croitoru după acest meci. Dani Popa. Dar recuperarea a fost tot a lui Antonio Crucero. Doar 3 minute trebuie să mai reziste băieții noștri. O centrare periculoasă, dar Victoraș Gârlea reține. Dragoș Pătru este și el în tribună, la fel și Marius Ienea, și încurajează colegii. Offside, da, corectă semnalizarea tușierului Alexandru Mihailă. Năstăsie era într-o evidentă poziție de offside. Marin Vătavu trimite lung spre Dani Popa. Mingi lungi, la bătaie, Năstăsie se împiedică și Vătavu este atent. Hands al lui Crucero. Una din ultimele șanse ale argeșienilor de a restabili egalitatea. Nu știu dacă ar fi nedrept, dar ar fi păcat ca echipa noastră să nu câștige astăzi, după ce a condus cu 3-0. O centrare lungă, respinge, bravo Denis, Denis Ispas, bravo Denis,
respinge și Dani Popa. Nu mai e mult, băieți. Mai puțin de două minute din această partidă. Bravo, Denis. Denis Ispa, stâlpul apărării noastre în această seară. Denis a scos acolo de câteva ori șut bun al lui Năstăsie, blocat de un fundaș târgoviștean, minutul 90 plus 4 deja. Șutul lui Năstăsie se ducea periculos. Cred că este ultima fază sau una ultimele faze. Victor Gârlea respinge încă o dată. Ce acolo în careul nostru? Denis Ispas mai respinge o dată și se consideră fault în atac. Chindia Târgoviște este foarte aproape de un succes fabulos. Puțini dădeau șanse Chindia astăzi la Mioveni și iată că o mai despar doar câteva secunde de o victorie mare pe terenul echipei antrenată de Claudiu Niculescu. CS Mioveni va veni miercuri la Moreni pentru a juca cu Flacăra în turul 5 al Cupei României. Flacăra Moreni, singura echipă dâmbovițeană care ne mai reprezintă în competiția CAO. Denis Ispas încă o dată respinge. Da, un faul pe cartonaș al lui Răuță. Minutul 90 plus 5, Răuță primește cartonaș galben. Și cred că asta a cam fost tot. Chindia Târgoviște a rezistat până la urmă. Și chiar dacă a primit două goluri pe final, va pleca de aici cu toate punctele. Victorie mare pentru Chindia, victorie imensă, bravo băieți, bravo băieți. Goluri marcate de Cristi Cherchez, minutele 12 și 48, Dani Popa 42 pentru Gazdă, a marcat Negoiță 55 și Năstăsie 80 din penalti. Așadar, Chindia Târgoviște câștigă la Mioveni 3-2 după ce a pierdut cu Universitatea Cluj prima etapă. Deja respirăm altfel, deja așteptăm mult mai relaxați partida de sâmbătă viitoare cu Olimpia Satu Mare. Eu sunt Costin Mihai, șeful departamentului sport al cotidianului Jurnal de Dâmbovița, realizatorul emisiunii Sport Show la Columna TV. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi pentru prima victorie a Chindiei la nivelul Ligii a doua, de la revenire aici, 3-2. O seară bună vă doresc și rămâneți alături de Columna TV.